Hello, e târziu, e foarte târziu chiar, e 21:21, fix. Și încă n-am apucat să vorbesc astăzi cu voi pentru că am fost super ocupată. Am fost plecată iarăși după cumpărături, iarăși n-am găsit tot ce trebuia și după aia am venit repede acasă și am lucrat aproape până mai înainte, așa că nu am avut deloc timp să stau să vă spun măcar două cuvinte. Dar vreau să mă revanșez cumva, ca să nu pierd această zi de vlog totuși. În primul rând, printre toate cumpărăturile pe care le-am făcut, mi-am luat și mie un ruj. Asta cumva cred și ca compensație, să-i spun așa, pentru faptul că nu am reușit să-mi iau acele rujuri de la Too Faced, pe care încă mi le doresc și pe care probabil nu am să le mai am niciodată. Asta este, opa, da. Mi-am luat un ruj de la Maybelline, pe care mi-l doream și pe asta de ceva timp și azi am fost în Auchan, era la reducere de la 29 sau 30, ceva de genul, la 23, parcă. Și este din gama mată și este numărul 930. Am să-i fac și swatch îndată și cred că am să mă și dau cu el ca să-l vedeți mai bine. Este un nude, efectiv un nude de la Classic, așa se și numește, Nude Embrace. Și el arată cam așa. Ai, cu focalizarea asta, că nici lumina nu e foarte bună. A, așa. Mi-am dorit un astfel de ruj, deși am destule rujuri, destule pentru mine, bineînțeles. Nu aveam nude-ul ăsta clasic de care vă spuneam, care poate fi folosit în fiecare zi la orice, cu orice machiaj. Și uite că l-am luat. Eram între ăsta, 930, și mai era unul 932, parcă. La acela nu aveau tester. De asta nu l-am luat, pentru că după bulina asta de aici părea puțin mai roșcat, bătea așa într-un maro, parcă. Acum, na, nu știu, că asta nu e neapărat conformă cu realitatea, dar dacă am să mai trec pe acolo și găsesc testerul și îmi place, poate am să le iau și pe ăla. Bun, hai să-i fac un swatch. Ah, îmi pare rău că trebuie să-l stric. Se facem aici. Ah, e superbă culoare. E superbă. Și acum stați să vedeți voi cu focusul cum o să fie. Să mă dau mai într-o parte, să bată lumina. Nu bate nimica. Că dacă ar bătea, aș avea și focus. Cam asta este. Voi îl vedeți mai închis acum pe cameră, dar să știți că nu e atât de închis. Dar bate lumina prost, că bate din spate. Dar m-am așezat la laptop pentru că vreau să fac un tag îndată. O să vedeți despre ce e vorba. Cam asta e, nu e așa închis cum se vede pe cameră. Și... Hello, da, eram în ceață. O să mă dau și pe buze cu el ca să vedem cum este, că până acum nu l-am aplicat deloc pe buze, logic. Nu era să iau testerul de acolo să mă dau direct pe buze. Bun, stau să mă șterg puțin de ce am momentan și revin. Cam asta este, mă rog, nu l-am aplicat eu foarte bine și am și buzele destul de uscate, dar cam asta e nuanța. Poate am să-l încerc și mâine să-l vedeți la lumina zilei totuși, ca să vedeți mai bine culoarea, dar îmi place mult de tot. Și îmi place că, deși are finish mat, se simte hidratant pe buze, se simte foarte bine și nu e ca rujurile alea lichide, mate, care usucă destul de tare buzele. Vi-l mai arăt odată în caz că vreți să îl luați și voi, nu știu, în caz că vă interesează, vreți să vă uitați după el. Ăsta este cu ambalajul ăsta așa pe gri, un gri mat și nuanța 930. Asta este Nude Embrace. Ok, acum, ca să nu pierd ziua de vlog și având în vedere că nu se va mai întâmpla nimic în seara asta, pentru că deja e 9:30, îndată se face 10, vreau să fac un tag pentru voi și anume 15 lucruri ciudate despre mine. Eu am văzut mai de mult tagul ăsta la Denisa Luntraru și mi-a plăcut de atunci și am zis că o să-l fac și eu. Și acum este ocazia potrivită pentru asta. Am să-mi pun ochelarii pentru că deja mă dor ochii uitându-mă la calculator și am să iau întrebările încet, încet și am să răspund la ele și îmi cer scuze pentru standerul cu rufe din spate, nu am în altă parte unde să-l pun, am să stau așa ca să-l acopăr. Ok, bun, am față de profesoară, putem începe. Prima întrebare, care este porecla pe care doar familia ta o folosește? Sincer, nu prea am așa ceva. Adică, când eram mai mic, aveam tot felul de nume de-astea de alind, pornind de la Andreea, Andrușca, Andruța, chestii de genul ăsta, dar o poreclă care să fie așa, să fi rămas de atunci de când eram mică și să o am și acum, nu am așa ceva. Îmi pare rău să dezamăgesc. un obicei ciudat pe care îl ai. Ok, am multe obiceiuri ciudate, dar nu o să intrăm în toate, totuși. Un obicei ciudat pe care îl am, de exemplu, dacă tot suntem aici la partea de beauty, întotdeauna trebuie să am aranjate produsele cosmetice cu fața. Fie că e pe măsuța de toaletă, la cadă, acolo unde îmi țin chestiile de baie sau în orice alt dulap, trebuie să stea cu fața. Stați așa să vă arăt că nu se poate. Deci, trebuie să stea așa. Nu așa, dacă stă așa nu e bine. Nu, mă ia cu palpitații. Trebuie să stea cu fața, așa, să-i văd eu brandul, să-i văd ambalajul, să văd numele, să văd tot. Așa. Mai sunt persoane care mai vin pe la mine și, na, nu știu, văd un parfum sau văd o cremă sau așa și, a, să miros, să văd, da. Ok, n-am o problemă cu chestia asta, dar, na, bineînțeles, persoana respectivă nu știe fixul meu și îmi pune produsul așa. Și eu, na, nu îi spun nimic, am dat seama că pot să încep atunci să fac crize de isterie, dar mă duc frumos din spate și iau și întorc produsul ca să fie cu fața. Da. Mai are cineva chestia asta sau doar eu? Trecem mai departe. Ai fobii ciudate? Deci, nu îmi plac insectele deloc și reptilele, dar șerpii mai ales. Acolo am o problemă. Șopârlele, nu neapărat. Da, nu neapărat. Dar cu șerpii am o problemă, nu-mi plac absolut deloc, deloc. Nici măcar aia care nu-s veninoși și nu, da, așa. Și la fel la gândaci, la insecte, doamne, le urăsc. De ce există insectele astea pe lume? Mă rog, înțeleg de ce există, dar nu-mi plac. Însă, dacă e vorba de fobii ciudate, că astea nu sunt chiar ciudate, multă lume se teme de insecte, șerpi și alte chestii. A, nici lifturile nu-mi plac. Dar, fobii ciudate, ok, după clipul ăsta o să fie puțin dubioasă relația dintre mine și voi. Când mă duc la o toaletă publică, mi-e frică să nu rămân blocată înăuntru. Când mă duc, nu știu, la un restaurant, trebuie să mă duc la toaletă sau într-un mall sau ceva de genul ăsta, mi-e frică să nu rămân blocată înăuntru în cabină. Și cred că această chestie pornește de undeva de când eram mică. Și eu sunt din Piatra Neamț. Și am venit la un moment dat în Iași, nu mai știu cu ce scop, bine, nu singură, vă dați seama, că eram destul de mică. Și știu că am fost la McDonald's-ul de la gară. Dacă sunteți în Iași, știți, McDonald's-ul de la gară este clasic. Am fost acolo, mă rog, nu știu ce, da, am mâncat pe atunci și am vrut să mă duc la toaletă. M-am dus la toaletă și nu știu, n-am închis bine ușa, n-am știut după aia să o deschid cum trebuie, n-aveam forță să apăs pe încuietoarea, nu știu ce am făcut. Ideea e că nu mai puteam să deschid ușa și m-am panicat, vă dați seama, și mică fiind, nu mai știu câți ani aveam. M-am panicat și, da, nu știu dacă am, nu, că nu, n-am țipat, că eu destul de emotivă și timidă de felul meu, dar m-am chinuit destul de tare să deschid ușa aia, până la urmă s-a deschis, am ieșit. Am ajuns până ziua de azi, sunt în viață. Și cred că de acolo mi se trage chestia asta cu blocatul în toaletele publice. N-am auzit pe nimeni altcineva să aibă fobie, da, pot să-i spun fobie, pentru că de fiecare dată când trebuie să mă duc la o toaletă de genul, verific întâi încuietoarea, să văd dacă merge cum trebuie și clanța și tot, să văd dacă totul e în regulă. Și de-abia după aia, na, mă încui acolo și, mă rog, înțelegeți voi. Da, cam asta ar fi fobia mea ciudată, să nu rămân blocată în toalete publice. Ei, trecem mai departe. Un cântec pe care îl iubești în secret și pe care îl asculți când ești singură. Nu îmi vine niciun cântec în minte acum, sincer. Însă, bine, în secret, nu neapărat în secret. Mai am momentele mele când stau și ascult șlagăre vechi. Și anume, melodii de la Madalena Manole, de la Monica Angel, de la, nu știu, Angela Similea, chestii de alea, știți, pe care le ascultați la festivalul de la Mamaia sau Cerbul de Aur sau festivaluri de genul. Îmi plac piesele astea și mă duc așa într-o zonă nostalgică, melancolică de acum câțiva ani și da, pot să spun că le ascult singură pentru că Tibi nu ascultă așa ceva, logic, dar la partea cu secretul Nu e un secret, adică, na, nu știu, nu mă duc și mă ascund sub pătură și stau și ascult Monica Angel. Nu, hai să fim serioși. Următoarea întrebare. Cel mai mare pet peeve, adică chestii care te enervează, te deranjează, și aici sunt multe, da. Oamenii care scuipă pe stradă sau, aici o să fie și mai scârbos, care nu au batiste sau șervețele la ei și își șterg nasul într-o manieră nu foarte frumoasă, nu știu cum să mai exprim, dar probabil știți despre ce vorbesc, dacă am pomenit împreună cu scuipatul pe stradă. Ok, trecem mai departe. Alte obiceiuri, ce-ar mai fi? Aroganța în general, mă rog, asta nu e chiar un obicei. Oamenii aroganți în general și oamenii care nu te lasă să vorbești. Sunt oamenii aceia, probabil știți și voi, care, mă rog, vorbesc așa și la un moment dat, nu știu, te întreabă și pe tine ceva. Și tu dai să răspunzi, să vorbești, na, că te-a întrebat omul să răspunzi și poți să spui și tu 3 cuvinte și ăla, da, stai că stai să mi-am amintit și eu și continuă, știi? Să vorbească peste tine sau te întrerupe. Mi-ai pus o întrebare? Poți să răspund la ea? Nu. Sau mai încerci, știi, pe parcursul discuției să mai intri și tu în discuție, să vorbești și ăla vorbește peste tine și așa, sau îi răspunzi, dar nu pare că te-a auzit, știi? Sau că a înțeles ce ai spus și el o continuă pe a lui și așa. Da. Nu-mi plac oamenii ăștia. Adică dacă purtăm o conversație, hai să purtăm o conversație. Vorbești și eu, vorbești și tu, ne ascultăm reciproc, nu vorbești ca moara stricată și nu-ți pasă de nimeni altcineva care este pe lângă tine. Da. Ar mai fi multe alte chestii, dar nu vin acum în minte toate, dar sunt multe chestii care mă enervează. Următoarea întrebare, numărul 6. Un obicei pe care îl faci la stres. Un obicei pe care îl fac la stres. Gata, știu. Încep să bat din picior așa foarte isteric, foarte frenetic și mă agit foarte tare și nu mai vorbesc cu nimeni și da, cam asta e răspunsul meu la stres. Da, fiecare are obiceiurile lui. Numărul 7. Care a fost prima ta jucărie de pluș și cum o chema? Nu mai știu. Hai să fim serioși, acum 20 și de ani. Țin minte un ursuleț de pluș, mai micuț, cam așa. Știu că avea și sora mea unul cu un maro mai închis și aveam unul cu un bej, maro mai deschis. Erau micuți și aveau așa ca un fel de cămășuță, de marenar, dar nu știu dacă ăla a fost primul și nume. Nu avea nume. Nu știu dacă avea nume. Habar n-am. Da, trece peste asta. Nu știu, chiar nu știu. Posibil ăla să fie, dar... na, nu bag mâna în foc. Pe ce parte... stați că a fugit întrebarea. Pe ce parte a patului dormi? Stați să mă gândesc care e stânga și care e dreapta. Dorm pe partea dreaptă. Sau, mă rog, în general pe partea cu geamul, pentru că Tibi doarme pe partea cu ușa, pentru că el de obicei se trezește primul și dimineața trebuie să iasă repede din cameră ca să se ducă să-și facă cafeaua. Deci, da, pe partea cu geamul în general. Și aia e cam partea dreaptă. Cam așa vine, nu? Stânga-dreapta? Așa, ok. Chestie ciudată la mine, nu știu care e stânga și care e dreapta. Așa, mergem mai departe. Ce băutură comand tot timpul de la Starbucks? Nu prea comand băuturi de la Starbucks. Merg foarte rar la Starbucks, foarte rar. De obicei merg o dată sau de 2 ori toamna, când bag aia cu pumpkin spice latte, așa se cheamă. Și vara când mai bagă băuturile lor de vară cu frapeuri și mai știu eu ce, dar merg foarte rar la Starbucks, deci nu sunt băutoare de cafea în general. Și Starbucks-ul nu mi se pare așa ceva ieșit din comun. Nu? Dați cu roșii în mine? Nu? Dați? Asta este părerea mea. Chestia aia îmi place, aia cu pumpkin spice latte îmi place. Aia e bună. Și mai e vreo câteva care sunt așa aromate, dar nu mă omor după ele, ca să fiu sinceră. Așa. Asta e în engleză, de ce n-ai tradus-o? Care este mâncarea ta care te face să te simți bine, comfort food, preferată, dar care este și junk food în același timp? Pizza, îmi place mult pizza. și de la McDonald's cheeseburgerul, ăla simplu, clasic. Alelalte pe care le mai scot ei din an în Paște nu îmi fac cu ochiul. Și îmi plac produsele de panificație foarte mult. Foarte mult. Chestii, mertenele, plăcințele, chestii genul ăsta, da, și acolo. Aș putea să spun că e un fel de junk, nu e neapărat junk food, dar nu e chiar nici cea mai sănătoasă mâncare. Da, cam astea ar fi. Cum stai în duș? Un tag despre chestii ciudate cu întrebări ciudate. Cum stau în duș? Stau cu fața la duș. Adică cu fața la robinet, cum ar veni. Cam, da, așa. Corpul tău are vreo abilitate ciudată? Nu. Nu. Nu, chiar nu am nicio abilitate ciudată. Doar că pot să stau să dorm mult. Foarte mult. De asta nu cred că este abilitate ciudată a corpului meu. Este abilitate ciudată a mea. Punct. Ce tic verbal ai? Să știți că de când am început toată treaba cu YouTube-ul și cu filmatul, mi-am dat seama că am foarte multe ticuri. Dar nu le am neapărat zi de zi, ci doar când filmez, dacă are vreun sens ce spun. Pentru că atunci când filmez mă precipitez, așa să spun, foarte multe chestii deodată și la un moment dat îmi pierd șirul și spun foarte des și da sau doar da. Ce mai spun? Ce mai observa că spun? Foarte. Am spus și mai înainte foarte, nu? Da. Și mai am vreo câteva chestii, nu mai vin acum în minte, dar asta cu și da, foarte, chiar și chestia asta cu trecem mai departe. Mai sunt vreo câteva. Mai sunt doar două întrebări, că n-au trecut așa repede. Mai sunt doar două întrebări. Ce porți când dormi? Pijamale. Pijamale all the way. Îmi plac pijamalele. Da, uitați, pijama. Hello! Și pijamale cu pantaloni. Nu îmi plac cămășile de noapte. Nu. Pijamale cu pantaloni lungi sau, deci, cu mânecă lungă și pantalon lung iarna și pantalon scurt și maieu sau tricou vara. Dacă aș putea trăi în pijamale, ar fi foarte bine. A, și am, nu știu dacă este o chestie pe care o am numai eu sau mai sunt și alte persoane care au chestia asta, am haine de casă. Gen, eu lucrez de acasă, am haine de casă pe care le port de dimineață până seara și seara mă schimb în pijamale. Pentru că nu pot să dorm în hainele de casă. Înțelegeți ce spun? Și dimineața, după ce mă trezesc așa, mă schimb în hainele de casă. Este o chestie ciudată asta? Nu știu. Hai să trecem mai departe. Uite, vedeți? Trecem mai departe. Tic verbal. Ultima întrebare. Ce obișnuiai să porți și credeai că e cool, dar acum îți dai seama că nu era? Multe chestii. Foarte multe chestii. Gândiți-vă că am copilărit, crescut prin anii 90, începutul anilor 2000 și dacă sunteți de aceeași vârstă cu mine sau apropiată, cam știți ce se purta pe atunci. Nu era cool deloc nimic din ce se purta atunci. Ce purtam? Pantaloni evazați și cu talie joasă. Doamne, nu. Deci dacă mai pune acum să port pantaloni evazați, poate, în anumite combinații, în foarte puține combinații, să zicem. Dar pantalon cu talie joasă, no way, ho, say. Nu, nu, și iar nu. Dar era o modă atunci cu pantalonii cu talie joasă, toată lumea și arăta buricul, cercel în buric. Erai șmecheră dacă aveai cercel în buric. Burichi, am zis burichi? Așa, buric. Na, eu n-am avut, nu eram șmecheră. Ce mai era? A, de pe vremea andrelelor. Chestiile alea, tractorașii ăia, un fel de Adidas, ce erau ăia, cu Dita, mai talpa, da, am avut și de aia. Da, erau andrelele la modă, trebuia să fiu și eu la modă. Ce mai era? Nu mai știu, au fost multe chestii care se purtau pe vremea aia și acum, Doamne, dacă le-aș vedea, aș rămâne mască. Mă mai gândesc, dar nu... Mai erau niște, un fel de băști, chestii care se puneau pe cap, ca de taximetrist, așa, nu știu cum, ca de șofer. Și alea erau la modă și se purtau așa invers, deci nu cu borul în față, cum ar veni, se purtau invers, așa, erau șmecheri. Și aici scria chestii, aveau modele, mesaje. Ah, și mi sper că am avut și eu de aia. Am avut una, da, dar n-am purtat-o foarte des. Cred că de pe vremea aia mi-am dat seama că nu era ce trebuie. Da, nu mai știu, cam astea au fost așa în mare, dar erau multe. Nu mai am la mine poze cu ce chestii mă îmbrăcam pe atunci, ca să vedeți, dar mai bine să nu vedeți. Și cam asta a fost tagul, mi se pare foarte fain și comic, de asta am și ales să-l fac. Și dacă vreți și voi să răspundeți la vreo întrebare sau mai multe din acest tag, vă aștept în comentarii să-mi spuneți și voi ce obiceiuri ciudate aveți, pentru că voi deja în vlogul de astăzi ați aflat foarte multe chestii dubioase despre mine. Asta este, risc cu meserie, ca să spun așa. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și la acest vlog, chiar dacă poate nu e cel mai interesant. Și ne auzim mâine de acum. V-am pupat! Pa!